Întrebarea pe care au ridicat-o, nu știu cine a ridicat-o, este: mai este familia, cum? Relevantă. Și eu la întrebări răspund cu întrebări. Pentru cine? Relevantă pentru cine? Vă întrebați dacă este familia relevantă pentru dușmanii familiei? Eu, așa prunc de țăran, crescut în Opinci, aveam o problemă, o nedumerire. În generația care am crescut eu, se lupta foarte mult. Sistemul comunist lupta foarte mult împotriva lui Dumnezeu, spunând că nu există Dumnezeu. La care eu, țăranul român, mă gândeam, păi, de ce luptați împotriva ceva ce nu există? Adică dacă nu există, frate, nu lupt împotriva lui, oricum nu există, oricum nu se întâmplă nimic. Pentru mine, lupta lor acerbă împotriva lui Dumnezeu mi-a dat o idee. Că ei au împotriva cui lupta. Deci Dumnezeu există. Noi vorbim despre așa de mare luptă împotriva familiei. De ce? Ce înțeleg eu de aici, acum cu mintea mea un pic de școlat? Dacă nu mai sunt țăranul de altă dată, sunt țăranul un pic educat, da, dar nu prea mult. Înțeleg că familia nu are nicio importanță, nu este relevantă, nu cu tare, și de asta atât de mult oficial și neoficial se luptă împotriva familiei. Sau poate că înțeleg greșit, poate că din punctul lor de vedere chiar familia are foarte mare importanță și tocmai de aceasta vrem să o distrugem, pentru că familia ne încurcă în planurile pe care le avem noi. Ne-am prins și noi, nu suntem chiar așa de naivi, ne-am prins că dacă este o luptă atât de mare împotriva familiei și ne referim la familia biblică, noi nu vorbim de familie baptistă, pentecostală, ortodoxă, catolică, eu nu vorbesc nici măcar de familie creștină, că eu nu știu ce înseamnă familie creștină, adică familia creștină poate însemna orice. Eu vorbesc de familia biblică, în înțelegerea mea, familia biblică este familia întemeiată între un bărbat născut bărbat și o femeie născută femeie. Am fost destul de clar? Deci, la mine e prin naștere, nu prin celelalte, da? Celelalte le discutăm în altă ocazie. Deci, eu zic că pentru dușmani, dușmanii arată că pentru ei familia este relevantă. Dar pentru societate, credeți că pentru societate familia este relevantă? Sau ar trebui să fie? Vreau să vă spun că mai aud și eu așa câteodată de un studiu în care s-au băgat foarte mulți bani și se dau foarte multe rezultate. Am auzit recent un studiu despre un studiu care s-a terminat în America și după foarte multe investiții au ajuns la următoarea concluzie. Dacă vrei ca generația viitoare să fie o generație morală sau o generație a credinței sau ceva, ar trebui să înveți pe copii de mici lucrurile astea. Primul punct. Păi zic că merită bani. Al doilea punct, vă rog să fiți foarte atenți că studiile astea sunt foarte bine documentate. Ca să fie copiii ce trebuie, ar trebui să fie învățați de către părinți. Mamă! Deci vă dați seama, aici milioane de dolari au meritat să se bage în chestia asta. Și al treilea, care mi se pare cea mai tare concluzie, părinții, ca să-și învețe copiii valorile acestea, ar trebui să le știe ei. Știți ce este interesant? Că oamenii care n-au treabă cu Dumnezeu, oamenii care nu sunt neapărat religioși, când se apucă să facă niște studiuri serioase, nu comandate, ajung la niște concluzii care nici lor nu le convine. Cu ani în urmă citeam cartea unei femei, consilier din America, care, cred că era divorțată, era foarte supărată pe bărbați, pe familie, pe toate, mai sunt unele supărate, și s-a hotărât să scrie o carte pro-divorț. Cum ei au un pic altă moralitate când e vorba de chestii și studii, a zis că printre altele ar trebui să-și ia agendele ei pe 25 de ani sau cât de consiliere pe tema familiei și să vadă un pic rezultatele. Și femeia aceea necredincioasă, n-avea nicio treabă, care a început să scrie o carte pro-divorț, a spus: agenda mea și ce am scris în ele 25 de ani în consiliere mă obligă să spun că toți cei recăsătoriți au zis că a fost mai bine prima dată. Dar a fost cinstit, a spus: domnule, e împotriva ceea ce cred. Eu am vrut să vă spun altceva, dar mă obligă chestia asta să vă spun, da?
Nu toate adevărurile se spun pentru că nu este interes, dar dacă te duci la studiile care trebuie, vei vedea că și pentru societate, dacă vrem societatea să aibă un pic de viitor, să nu devenim junglă, să nu dispărem și celelalte, ar trebui să se gândească la familie. Eu am o altă întrebare. V-ați întrebat cumva dacă familia este relevantă pentru Creatorul ei? Și atunci m-aș gândi așa, când Dumnezeu a creat familia, pentru câtă vreme a creat-o? Ce a zis Dumnezeu? O creez așa pentru 1.200 de ani, văd cam cum merge, dacă nu mai are niciun rost, sau nu e relevantă, sau nu o desființăm, facem o altă... Până va reveni El. Și El vine repede. Da, slavă Lui. Deci Dumnezeu când a creat familia, a creat-o pentru totdeauna, slăvit să fie El. Eu nu pot să spun câtă vreme Dumnezeu nu încheie mandatul Lui cu noi, eu nu pot să spun că ce e important pentru Dumnezeu nu mai este important pentru mine. Al doilea lucru. Sigur că familia are valoare în ochii lui Dumnezeu. Probabil v-am spus că în una din traduceri, în cartea Maleahii, unde Cornilescu spune el că încurcați ce iubește Dumnezeu și se referă la familie, nu mai prețuiți ce iubește Dumnezeu, un traducător spune așa: ați lovit sfințenia lui Dumnezeu, și se referă la familie. Foarte interesant. Ce valoare are familia în ochii lui Dumnezeu și în planul lui Dumnezeu? Dumnezeu când a creat familia, s-a gândit, zic eu, la binele nostru. Adică e clar că soția a fost creată și pentru binele bărbatului. Sunteți de acord, surorilor? Vă vine să scoateți asta din Scriptură, nu? Dar acolo scrie că a fost creată din el, pentru el. Spune clar că femeia a fost creată. Nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor care să-l nenorocească. Dumnezeu nu așa lansează familia. Adame, ți s-a terminat cu binele, ți-am făcut-o pe Eva, de acum aveai avea. Și să mă înțelegeți, înțelegerea mea, eu nu cred că lui Adam i-a fost rău. Deci să nu vină cineva să spună că lui Adam i-a fost rău singur în grădină cu Domnul. Lui cred că i-a fost bine. Mâncare avea, soacră n-avea, parfum avea, aer condiționat avea, GPS nu-i trebuia, ciocănitori avea să cânte, să nu vă gândiți la altceva, surorilor. Cu Dumnezeu este bine. Dar ce vreau să vă spun... că Dumnezeu din orice bine poate face mai bine. E adevărat? Oricât de bine i-a fost lui Adam acolo cu Dumnezeu, în grădină, Dumnezeu a spus, eu pot face mai bine. Deci de asta, bărbaților, nu avem voie să comentăm facerea femeii, că a fost făcută pentru binele nostru. Și mai trebuie să vă spun un lucru, m-am gândit de ce la ele, frate, oricât de bine ar fi, ele vor mai bine. Și cred că de la Dumnezeu a luat ideea asta. Oricât de bine ar fi, bunul Dumnezeu poate face mai bine. Deci, bărbaților, noi vom fi într-un proces continuu de la bine înspre mai bine, da? Deci Dumnezeu a creat familia pentru binele nostru. Spuneți-mi, la care vi s-a urât cu binele și nu mai vreți bine? Mai este familia relevantă? Întrebarea mea, mai vreți bine sau nu vreți bine? Că dacă vreți bine, avem nevoie de familie, da? E clar că familia a fost creată pentru binele nostru. Vă întreb, binele fizic sau spiritual? Și, când am spus al nostru, mă refer și la bărbat și la femeie, da? Că ați zis de spiritual, spuneți-mi, într-o familie biblică, ar fi normal să ne ajutăm și din punct de vedere spiritual? Ne poate folosi Domnul pe unul pentru celălalt sau Dumnezeu îi folosește numai pe cei din afara familiei? Eu cred că foarte multă șlefuire în a deveni asemenea lui Hristos, Dumnezeu o face prin cel de lângă noi. Și mi se pare mult mai normal pe bărbatul tău. De ce v-am învățat dimineața? Mi se pare mult mai normal să te folosească Domnul pe tine decât pe vecină. Sau pe colega de muncă sau pe nu știu cine. Că poate colega de muncă mai are și alte idei. Nu neapărat numai binele lui spiritual. Poate mai vin idei, da? Pentru că e soțul tău, dacă îți vin idei e ok, ca să rimeze, iar dacă nu îți vin idei, partea care a spune eu este
Și surorile să înțeleagă că Domnul în minunea Lui și în puterea Lui mai poate folosi bărbații să le modeleze puțin pe ele. Voi nu aveți mult de modelat, așa sunteți bine, un pic până deveniți asemenea lui Hristos. Și credeți-mă, e mai bine să vă folosească bărbatul decât pe altcineva. Înger nu prea trimite Domnul în ultima vreme, oricum îngerii când vin sunt cam înfricoșători, deci care vă doriți întâlniri cu îngeri, citiți întâi cine s-a întâlnit cu îngerii, cam ce-o vrut să facă, și atunci vedeți dacă vreți să vă mai viziteze îngerul sau nu. Așa că rugați-vă lui Dumnezeu să vă folosească pe unul pentru transformarea celuilalt, după modelul lui Hristos, da? Și o să vă dau și o chestie practică să vă puteți ajuta. Aseară, nu știu dacă unii ați auzit sau n-ați auzit, mi-am permis să le spun copiilor voștri, tinerilor care au fost prezenți, că una din valorile care trebuie păstrate până la căsătorie este virginitatea. Și ei toți au fost de acord cu mine, că nu le-am dat altă variantă, da? Ei, în același timp, când eu spun că da, Dumnezeu interzice orice relație fizică până la căsătorie, trebuie să spun familiștilor, tot în baza Bibliei, că după căsătorie, actul intim în relația din familie este binecuvântarea lui Dumnezeu, este darul lui Dumnezeu. Citiți atâtea pasaje în Scriptură, dacă vreți unul foarte clar, 1 Corinteni, capitolul 7. Și atunci întrebarea mea este, bine spiritual mai vreți? Bun, atunci lăsați-L pe Dumnezeu să vă modeleze prin familie. Nu fiți doar cu ideea asta, știi frate Iuga, Dumnezeu îi modelează pe copiii noștri prin noi. Dar pe noi nu ne poate modela prin cei din familie, numai pe alții, pe noi nu. Nu, Dumnezeu ne modelează pe toți. Iar dacă unii nu mai doriți deloc bucurie din punct de vedere intim, sexual, lăsați-i pe alții atunci să se bucure, dar nu desfințăm familia. Deci ca să nu lungesc foarte mult, vreau să vă spun că pentru Dumnezeu, nu știu dacă pentru noi, dar eu am înțeles că pentru dușmani, încă familia are un cuvânt de spus și lor nu le place, pentru societate are, dacă societatea încă e cu mintea limpede și dorește binele și vrea să aibă viitor, dar cel mai important pentru Creator, familia are relevanță. Pe de o parte este bucuria care ne-o dă Dumnezeu să ne șlefuim unul pe celălalt, să ne formăm în asemănarea lui Hristos, bucuriile care le avem în viața de familie. Aș mai pune o întrebare, că eu vreau să trec repede de la subiectul ăsta, că îl știți. Știți că Dumnezeu a folosit și folosește persoane necăsătorite? Știți că este asta? V-ați prins că și în Biblie sunt necăsătoriți pe care Dumnezeu îi folosește? Îmi dați câteva nume. Pavel? Să sperăm că n-a fost singurul. Iosif o vreme. Daniel? Cum o chema pe nevastă? Daniela, probabil. Da. Nevasta din vise. Maria, Maria și multe altele. Și se pare că niciunul n-am îndrăznit să-L menționăm pe cine. Aha, ne-am prins, care a fost tot necăsătorit și eu zic că Dumnezeu l-a folosit. Ce ziceți voi? Deci, apropo, să nu cumva să ne treacă nouă prin cap și apoi să o spunem și altora că o persoană necăsătorită nu este folosită de Dumnezeu și nu poate fi folosită de Dumnezeu. Pentru că avem foarte multe persoane și Hristos vorbește despre persoane care au ales ei să rămână necăsătoriți pentru împărăția lui Dumnezeu și pentru a împlini planul lui Dumnezeu în viața lor. Mă gândeam azi noapte că așa e bătrân, dacă nu dorm, mai și gândesc o vreme. După asta nu mai gândești, doar s-ai trează, dar eu încă n-am ajuns acolo. Mă gândeam totuși dacă ar fi trebuit aseară să aleg și să pun 10 dintre câte aveam în cap, poate că aseară spuneam cu mintea de azi noapte, păstrează-ți convingerea. M-am gândit să zic păstrează-ți speranța, dar am zis păstrează-ți convingerea. Ce convingere? Ca necăsătorit mă refer, e bonus pentru... Păstrează-ți convingerea că ești iubit de Dumnezeu, că ești valoros în ochii lui Dumnezeu, că planul lui Dumnezeu, indiferent care ar fi, este cel mai bun pentru tine. Asta poate însemna să nu te măriți niciodată, să nu te însori niciodată și să rămâi cu convingerea aceea că Dumnezeu știe ce face
și că ești valoros în lumea lui Dumnezeu și te va folosi, sau să nu te măriți la vârsta sau să nu te însori la vârsta la care vrei tu, ci un pic mai încolo și să crezi că Dumnezeu știe ce face și Dumnezeu îți va aduce partenerul potrivit la momentul potrivit, când El știe că este cel mai bine pentru voi să faceți lucrarea Lui. Vedeți, noi deseori ne gândim tot la binele nostru, la problemele noastre, pentru că mi-ați spus că sunt mulți necăsătoriți care au fost folosiți de Dumnezeu. Mai am o întrebare. Și știți și familii folosite de Dumnezeu? Acuiela și Priscila? Știi ce îmi pare acela ăștia? Ăștia investeau în slujitori. Ăștia veneau la biserică, erau așa cu ochiul format. Vă dau un caz. Ajunge Apollo. Știți că ajunge Pavel imediat împreună cu Pavel, dar ajunge Apollo, ăsta avea darul vorbire, cred că striga de zburau geamurile, știi? Și cum îl aud, ăsta explică Evanghelia, Hong avea bun, știi? Ei zic că ăsta vine la noi la amiază. Și îi pregătește sora repede, că nu a fost pregătită, ca toate româncele. Zice, ne scuzați, nu suntem pregătiți pentru musafiri, avem numai 15 feluri astăzi. Da, dacă veniați, făceam 25 ca să aruncăm mai multe, da, că doar de asta am venit noi să ne multiplicăm acolo cu kilogramele, și le ia acolo cu scuzele de rigoare. Știți de fapt de ce l-au invitat la ei la masă? Îmi imaginez eu discuția între ei, că la mine filmul e lung, simpatic, așa, știi? Sora zice, te-am invitat la masă, nu suntem pregătiți, dar soțul vrea să spună ceva. El zice, iubire, hai zi tu, zice, soția aia îți explică mai bine. Și atunci ei spun așa, fratele meu, atât de mult mă bucur că ai venit la noi la adunare. Dumnezeu a pus niște daruri în tine. Atât de frumos vorbești, atât de clar. Dar noi, spre deosebire de tine, am avut un privilegiu. O vreme am petrecut în pletin corturi cu cine? Cu Pavel. Și Pavel, în perioada asta, nu vorbea bancuri cu noi, ne explica Evanghelia în detalii. Nu știu dacă tu vei avea ocazia curând să te întâlnești cu Pavel, dar știi ce ne-am gândit? Varianta scurtă pe care o avem de la Pavel, ți-o explicăm ție, ca tu data viitoare când prezinți Evanghelia să fie exact în cele mai mici detalii. Wow, ce lucrare faină! Mă gândesc la familie care când văd câte un tânăr că vine să dea un îndemn sau ceva, știi, îl invită după asta la masă, la ceai, la pizza nouă, la pizza veche, la cutare. Băi, copile, ce mă bucur, Domnul, uite ce, din experiența noastră cu Dumnezeu, am zis să împărtășim ceva cu tine ca tu să duci mai departe. Vă dați seama ce visez acum? Da, se poate întâmpla, chiar sunt lucruri frumoase și unele s-au făcut, da? Avem multe familii pe care Dumnezeu le-a folosit. Și atunci întrebarea mea, mai este familia? Păi normal că este, pentru că lucrarea lui Dumnezeu nu s-a încheiat. Dumnezeu încă mai are de lucru. Tăvălugul împărăției încă se rostogolește și mai trebuie să crească și Dumnezeu are nevoie de voi. De asta m-aș bucura toți de aici să deveniți, dacă nu sunteți, niște familii slujitoare. Eu am observat un lucru. Cei mai mulți știm pe de rost versetul din Iosua care spune cât despre mine. Da, noi știți cum îl aplicăm noi, lumea evanghelică din România. Cât despre mine eu și casa mea voi profita la maxim de Dumnezeu. Cât despre mine, eu și casa mea, voi mulge din harul Domnului, că uitați-vă la rugăciunile noastre, Doamne, dăm, Doamne, fă mâța să nu se îmbolnăvească cu tare, avem gâște, avem balene, avem toate pisici, ne rugăm pentru broaște și totul este Dumnezeu să se concentreze pe noi. La modul foarte sincer, ca să mă faceți de rușine, vă rog acum să-mi spuneți o familie care în săptămâna asta v-ați rugat măcar o dată ca soț și soție, Doamne, suntem mai tăi, sigur ai un plan în viața noastră, spune-ne ce vrei să facem astăzi pentru tine, cu ce putem însenina fața ta, ce bucurie vrei să aducem astăzi, că noi cum cântăm, că dacă trăim pentru Domnul, trăim, astea-s băliverne. Ce, în pandemie ai mai cântat-o asta? Hai mă, liniștit, dar nu atunci, dacă murim era bai, știi? E frumos să le cânti când e sănătos. Noi le cântăm, dar la modul practic, că vreau să întreb, să mă faceți de rușine, ridicați mâna care ați făcut rugăciunea asta săptămâna asta. Doamne, suntem mai tăi, suntem la dispoziția ta, ce vrei să facem? Păi să zicem încă o dată așa, cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului?
Asta îl zicem teoretic, practic nu asta înțelegem. Că despre mine și casa mea voi profita de bunătatea lui Dumnezeu la maxim. Bine că nu au fost și alții aici că ziceau amin. Nu, că unii zic, știi, n-au nicio treabă. N-a. Și atunci eu vă întreb, mai este relevantă familia? Da, pentru că Dumnezeu încă mai are nevoie de noi. Acum, dacă dar se apropie floriile, nu? Frate, a avut Domnul nevoie de o familie să dea măgărușul? Că nu vinde florile la voi. Vai, cât mi-e drag de aia. Dar să nu credeți că a fost simplu. Că dacă vă gândiți, la evrei nu era cum e la noi, cu duminica. Am și eu tot felul de filme în cap. Dacă exact în ziua aceea și-o propus bunicul sau tata să-l învețe pe copil sau pe nepot să călărească. Și o zic, bă, lasă că mâine punem șaua pe mister Măgărușu și o să fie a tău cu tare. Și după ce i-ai promis la pruncul tău sau la nepot, cine vine? Vin doi bărboși și dezleagă Măgărușul că Iisus are nevoie de ei. Tu ce ai fi zis? Ia mâna, bă, că e măgarul meu, adică, stai, bă, om de cuvânt, i-am promis la nepot, eu nu mă fac de cacao în fața lui, măgărușul ăsta trebuie dus, măgărița trebuie învățată, avem de lucru, i-am promisul lui vecinul că duce la o văduvă săracă, ca să fim și spirituali, niște macaroane, că nu știu ce, și vine Iisus și ne strică tot. Eu vă întreb, că ei n-au priceput atunci, credeți că familia aia a jucat un rol în planul lui Dumnezeu? S-a împlinit o profeție. Credeți că mama aia care a pus sandwich-ul ăla, pâini și pești, credeți că a fost folosită în planul lui Dumnezeu? Și voi credeți că lucrarea lui Dumnezeu s-a terminat cu nu știu ce generație? De asta dacă ne mai întrebăm, mai este? Da, mai este. Dar nu dacă noi suntem leneși, dacă suntem profitori, dacă suntem șmecheri, dacă urmărim numai interesele noastre, nu dacă noi am devenit Dumnezeu și Dumnezeu a devenit slugă. Dacă noi ca familie ne așezăm la dispoziția lui Dumnezeu, Dumnezeu încă mai are nevoie de fiecare familie în parte. Amin? Și o să vă spun un lucru care nu-i simplu, dar este la îndemâna, aproape la îndemâna oricărei familii. Nu la toate, dar aproape. Spuneți-mi, în cele mai multe familii despre care știți voi, cele mai multe familii despre care știți voi din Biblie, cu ce au contribuit la binele împărăției lui Dumnezeu și la glorificarea împăratului? Cu ce? Aștept să răspundă înțelepții lumii mă înconjoară. Zi o leacă mai tare. Mai adaugă ceva lângă o făcut copii. Aha, nu numai eu făcut. O făcut și o crescut copii. Tu te-ai gândit odată că Petru și Ioan o purta Pampers? Nu prea ți-i imaginezi. Tu îl vezi numai pe Petru plin de Duhul Sfânt cu tare, îl vezi pe Pavel în puterea Domnului, îl vezi pe Ioan cu tare. Dar vreau să spun că toți ăia au fost mucoși. Deci toți aia s-au născut normal, pe niciunul nu i-a dus barza. Nici nu vreau să-mi imaginez, că știți cum ne imaginăm noi? S-au născut băieții ăștia, că toți ucenicii au fost băieți prin alegerea Domnului. Au avut, mamele lor, au avut probleme cu sarcina cu ei sau nu? Na, a fost cea mai simplă sarcină, niciuna nu i-a fost greață, nu cu tare, că doar au fost ei binecuvântați Domnului. Poate una jumătate de an nu m-au vomitat, că l-au avut pe Petru în burtă. Păi dacă era după unii ani să scăpai de el, du-te-mă, lasă-mă, că eu vreau viața mea, vreau figurile mele cu tare. Ei, copiii ăștia au trebuit păstrați în viață până la naștere. După asta au trebuit crescuți, unii chiar alăptați. Eu am vrut să zic, dar poate că le strica sânii la mame când sugeau, numai bine îi hrănea cu lapte de capre, așa am vrut să zic și eu, da. Că erau capre pe acolo. După asta au fost schimbați și soră, pe vremea aia nu-i putea învăța pe bărbat să schimbe scutece. Da, era altă mentalitate, da?
Dar cu minți ce-au fost ăștia? Veniți careva așa de printr-o zonă unde se puneau porecle la oameni. Da? Știți că după ce se nasc doi băieți într-o familie și încep să umble cu bicicletele și cu rolele și cu trotinetele, când încep să zboare gâștele, curcanii și toți astea, știți că s-au gândit satul obligatoriu să le pună poreclă. Știi cum le-au zis? Tu nu știi că n-ai treabă. Fiii tunetului. Cam ce-ți imaginezi tu? Când treceau aia pe uliță, cam ce-ți imaginezi? Deci aia numai cu speed bumps era, așa? Bă, satul fi zis, bă, ăștia-s nebuni, domne. Deci numai fulgere și trăznește când trec căia de norocire. S-au gândit, bă, ăștia dacă n-ajung în pușcărie mai repede sau ceva, ăștia ne scot de pe hartă sau ne pun pe hartă. Adică lumea va auzi despre ei. Și o mamă i-a crescut, a plâns, i-a hrănit, cred că i-a și bătut, da, nu se spune asta. Și apoi într-o zi se întâlnesc feciorii ăștia cu Hristos și se opresc tunetele. Știți cumva cum îi chema? Stați un pic. Ioan ăla care a pus capul pe pieptul Domnului Iisus? Ăla, fiul iubirii? Deci ăla era cu trăznete, cu fulgerele? Bă, frate, mama aia cred că are statuie în cer, bă. Mama lor. Și tata a ajutat o leacă pe acolo, da. Ei, vedeți, dacă v-ați uita, că suntem într-o generație în care statutul de mamă nu este prețuit, adică faci un copil și crești un copil, big deal, da? Dom'le, dacă faci un copil în voia lui Dumnezeu și îl crești în voia lui Dumnezeu, ăsta poate întoarce lumea de pe dos pe față. Și am o rugăminte mamelor care aveți copii din ăștia fiii tunetului. Mai aveți un pic de răbdare, că Domnul lucrează. Și dacă vi se pare vouă că ăștia numai sunt cu kamikaze și cu toți ascultați, pe ăștia Domnul chiar îi poate folosi. Acum, pentru că știu că n-aveți niciunul copii din ăștia, mormolăi sau din ăștia, să vă ferească Domnul. Ăștia nu, poate sunt buni șoferi de autobuz când te duci în misiune, au și ei lucrul ăsta, dar să nu vă temeți niciodată de prăpădiți. Deci ascultați, câtă minte au copiii voștri, se vede când fac prostii. Deci, voi oameni buni, dacă aveți copii care le umblă mintea la prostii, slăviți-L pe Domnul. Ăștia înseamnă că au potențial. Deci Dumnezeu a pus... Acum voi un pic trebuie să modelați energia aia. Nu vă puneți împotriva ei. Că ăștia rup ziduri tot, deci nu se poate. Faci pe ăsta, ăștia fac revoluție, fac... Deci nu. Când vine valul, nu te pui să-l oprești. Dacă ai înțelepciune și te ajută Dumnezeu, doar îl canalizezi unde trebuie. Și forța aia, puterea aia, o poate folosi Dumnezeu cum nu-ți imaginezi pentru împărăția Lui. Deci, dacă nu vă interesează pe voi, familia nu interesează pe alții, să vă spun o veste bună. Sau ghinion, cum vreți voi, depinde. Pe Dumnezeu îl interesează. Îl interesează casa mea, îl interesează casa ta. Dumnezeu are lucruri frumoase pentru noi. Haideți să muncim împreună cu El. Și dacă unii vă întrebați și frate, dacă o să schimbăm noi acum mai mult și punem accentul pe împărăția lui Dumnezeu și nu atât de mult pe casa noastră și pe WC-urile noastre și pe marmura noastră, v-ați făcut careva și cavou sau încă nu? Nu, că acum unii încep din timp, frate, așa nu știu, cu marmură, cu știi, că nu, nu știu, dar sper să nu investiți în din astea. Deci vă întrebați și dacă noi acum ne axăm mai mult pe partea asta, ascultați-mă, știți cum văd eu? Exact cum zice Scriptura, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și veți muri de foame. Nu, sunt două lucruri. Tu să te îngrijești de ce vrea Domnul și Domnul se îngrijește de tine, e ok? Sau nu crezi că se pricepe Domnul? Deci toate astea care le căutăm noi, în viață sunt bonusuri, ascultați-mă. Noi ar trebui să căutăm ce trebuie și Dumnezeu se ocupă de bonusuri. Voi credeți că un stăpân înțelept e interesat în ce mănâncă sluga? Că numai dacă e prost nu-i interesat. Că dacă nu-i dai să mănânce bine, nu mai face lucru, da? Voi credeți că un stăpân înțelept e interesat ca sluga lui să fie sănătoasă? Și la cap, și la... Da?
Și voi credeți că Dumnezeu este sub nivelul unui stăpân pământesc? Deci Dumnezeu are tot interesul ca noi să fim cât se poate de bine ca să îl glorificăm pe El și să facem lucrarea Lui. Și bonusurile o să vină că nu o să aveți timp să le numărați. Cam atât s-a terminat, puteți pleca acasă. Eu ce-am vrut eu de fapt? Că asta, na, am dat varianta scurtă. Deci vine aia lungă, vă gândiți. Eu aș vrea să deschid o discuție și apoi la subiectul întrebări și răspunsuri o să discutăm ce vrem. Aș vrea să deschid o discuție despre familia care funcționează bine. De ce vă zic familia care funcționează bine? Pentru că adevărul este că nu toate mai funcționează bine. Bun, nu zic că nu funcționează, dar sunt aparate care funcționează, dar nu la parametri normale. Dacă am fi pe vremuri, ar spune, frate, și mașina mea merge în două pistoane, ori în trei, știi? Că merge, merge, dar nu merge cum așa, da? La alții, cred că mașina familiei merge mai mult cu ușile întredeschise, că nu știi când să sari și dacă să mai rămâi. La alții, centurile de siguranță li s-au defectat de mult, îi strâng de gât. Unii funcționează, dar și-au pus volan și pe stânga și pe dreapta. Dar încă merge, tot așa merge, că când trage el, când trage ea și care, după cum îl ajută mușchii lui. De ce crezi că pe mașina familiei unora sunt folii negre pe geamuri? Ca să nu se vadă înăuntru. Eu, pe bune, eu am avut o familie la care, nu știu, atunci aș fi vrut să le pictez geamul. Era într-un sens geratorul, nu spun în ce oraș, știi? Era într-un sens geratorul din asta mare. Nu știu ce a avut sora să explice la fratele. Fratele era la volan. Dar era un fel de-a treilea război mondial. Dar sora nu-și dădea seama că e ziua în amiaza mare, că era supraaglomerat. Și sora ce făcea pe acolo? Și eu n-aveam nu să zic, sora, se vede! Pune-mă folie! Fă ceva sau nu știu, da. Dar și aia funcționau. Funcționează și astăzi. Da? Ei, eu aș vrea, dacă tot funcționăm, cu ajutorul lui Dumnezeu să funcționăm bine. Și sigur, nu o să repet chestiile de aseară, dar pentru cei necăsătoriți, pentru copiii voștri, cei cu care veți vorbi, ca o instituție sau o mașină sau o relație, orice să funcționeze bine, este foarte important cum se construiește, cum se întemeiază. De asta le spunem noi copiilor, nepoților, tineri, aveți grijă să vă formeze Dumnezeu, să plecați sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Că așa, după ce n-ai făcut-o bine și n-ai pus piesele la loc, peste 5 ani îți vine mintea la cap și spui, acum aș vrea să, ai vrea să și ce facem acum? Că plecăm de unde sunt lucrurile, nu poți pleca cu idealuri. Dar cum cei mai mulți aici ați plecat bine, că Dumnezeu v-a construit după manualul Lui, și asta este foarte bine, și apropo, să știți că Biblia are principii foarte clare de întemeiere a familiei. Nu, ne-am discutat puține. Ei, dacă unii știm asta, când vorbim de o bună funcționare, după ce e construit după manual, știți că e foarte important să întreținem după manual. Asta n-am știut nici eu și n-am știut nici mulți din generația mea. Pentru că în generația noastră nu se prea vorbea despre viața de familie, se mai spunea ceva la anunț și probabil știți, atât am reținut eu de la anunț, că dacă tu ești pocăit și ea e pocăită, e raiul în casa ta. Eu până m-am însurat am crezut 100%. A fost o vreme când am crezut ce s-a spus în biserică, m-am lecuit emul de asta. Și la toți zic, nu mai crede tot ce se spune în biserică. Punem Biblia, mâna pe Biblie și verifică, da? Că după ce ne-am însurat la vreo 2-3 săptămâni, am zis că dacă ăsta e raiul și e veșnic, te uiți așa la mine, a fost prima dată când m-am gândit că nu mai vreau un rai. Am zis, bă, Viorel, ești nebună, cum mai vrei raiul? Păi dacă e ca ăsta... Și a fost bine că m-am dus și am pus mâna pe Scriptură și am văzut că alții ne-au spus povești, nu ne-au spus ce trebuie și o trebuie să văd eu ce spune Scriptura, da? Dar că nouă ne-au spus, dacă încep cu Dumnezeu, totul e bine.
Dacă începi cu Dumnezeu și umbli cu Dumnezeu, e bine. Și depinde ce înțelegi prin bine. Deci nu e suficient să începi bine, e foarte important să întreții. Și acum că deja aproape v-am plictisit, acum microfonul merge la bărbați. Inghe ești, aici. Ai zis că abia aștept să-ți dau microfonul. Nu, dai microfonul să ne explice el în cuvinte puține, nu scurte, într-o frază, cum se întreține o nevastă. Ca să funcționeze bine. Nu râdeți că vei vine rândul. Dar din ce punct de vedere? Amu, din ce punct de vedere? Tu ai aici discuții cu mine, faci ce vrei. Nevastă, stai prin zonă? Da, ea se ocupă de agapă. Mm-hmm. Ca și el, deopotrivă. Cine e foarte atent? E acolo în spate. Aha, nu, că am vrut să fie cineva foarte atentă să-i spună, da. Te rog să vii aici în față, după ce vorbește el, o să-ți dau ție microfonul. Deci, succes. Hai, te rog, în față, așa, smerită cum ești, cu curaj. Deci ea spune la toți ăștia mai în vârstă, cum se întreține o nevastă, așa, tu, tânărul, știi cum se... Întreținere, da. Ce întrebare aveai tu? Cum se întreține o nevastă? Nu, asta e întrebarea mea. Tu ce întrebare aveai? Da, ce întrebare am eu? Da. Eu am întrebat că din ce punct de vedere? Eu am zis că după manual. După manual? Aha. E cursul 4, știi? Uite, stai să-ți arăt. Fă-i soră o poză. Asta e manualul pentru întreținerea nevestei. Arată-i și lui. Nu vă uitați la el, pregătiți-vă răspunsul. Mântuitorul a zis că din cuvintele tale vei... Acum trebuie să am grijă ce zic, nu? Nu, mă, tădeauna trebuie să ai grijă, să zici, nu acum. Bine că ai venit la conferință, greu l-ai adus. Asta așa. Păi... Eu fiind capul familiei și Dumnezeu fiind capul bisericii, dacă eu sunt capul familiei, e bun, așa întrețin foarte bine și nevasta, ascultând de Domnul. Așa, și fiind capul familiei, cum îți... Păi, din toate punctele de vedere, adică lucrez pentru familie, aduc bani în casă. Dar ce, capul aduce bani sau brâncile? Păi, cu capul... De acolo pornește tot, nu? Deci adică... tu faci bani cu capul. Da. Păi, frumos, felicitări, mă bucur, că altfel nu știu chestia asta. Dar pe unul fără mâini cu ce face bani? Cum? Unul care nu are mâini cu ce face bani? Nu tu îmi pui mie întrebările, nu? Bun, de la următorul. Care e următorul care spune cum se întreține? Tu, pe parcurs, te gândești și îmi spui mie ce să-i spun lui cum se întreține o nevastă. Tu și ea, dă-i până nu se răcește, dă-i aici, că până nu se răcește răspunsul, nu sora. Yeah, cum se întreține nevastă? Păi, după Biblie, părerea mea... După Biblie, da. Din Biblie, părerea mea, cum zice Hristos, ca soțul să-și iubească soția cum Hristos să-și... Deci tu ai vrea să priceapă că o nevastă se întreține cu multă iubire. Da, și de acolo pornește tot. Din iubire... Scoate tot. Telefonul și scrie... O nevastă se întreține cu multă iubire. Nu așa, nevastă mea se întreține cu multă iubire. Dă mai departe microfon. Păi biblic. A, biblic, da, mersi. Bineînțeles. S-a dus, băi, să spun de la țară, mai vă fur timpul, îmi spune maică-mea, știi? A zis că s-a dus câțiva, i-a chemat frații de la comunitate, la oraș și le-a explicat. Și s-a dus vreo 3-4 din biserică la o conferință din asta și s-a întors acasă și ei s-au gândit să lucreze în echipă, pe vremuri, mare lucru. Și unul s-a ridicat și a spus fraților, am fost acolo și frații ne-au spus că noi, pocăiții, trebuie să fim oameni de elită. Fratele Ion o să vă explice ce e de elită. Nu, s-a ridicat toți că frațul, cum au zis, ne-au zis, ce om de elită? Toți că frațul, cum să vă spun eu? De elită, adică... De elită, mă înțelegeți, dar oricum un vârtit-o de elită însemna de elită. Deci o întreținere biblică a nevestei se face biblic. Am înțeles, zi. Păi, așa și firește, mângâieri, masaje. Mângâieri, masaj. Oprește-te, frate, că dă-i microfonul mai departe. Uite...
Da, auzi, frate, el dimineață începe cum... E ok, sora, e ok? E... Sora zice că e ok, nu? Da, dacă cere, dă-i, zice Scriptura. Cu sucitoarea sau cu... Nu. Bun. S-o fura microfonul. Zii, frate, cum se întreține biblic o nevastă? Păi biblic prin iubire. Așa, ai s-o zis, rugăciune, gata? Rugăciune împreună și bani. Are rost să întreb cât sau nu? Nu, am înțeles, da. Deci rugăciune împreună chiar e treaba serioasă? Să te rogi pentru celălalt și să fii și sincer în rugăciune. O să revenim. După cum zice Scriptura, nu ține mâine pe ea. Frate, mă abțin. Adică zic amin. Spune bărbaților, iubiți-vă nevestele și nu țineți necas pe ele. Nu că am avea noi motive să ținem necas, mă înțelegeți? Numai să nu ținem. În două săptămâni se ne treacă. Cred că unul dintre lucrurile importante e să îl pui pe celălalt pe primul loc. Amin. Sau măcar să te gândești și la foloasele ei. Și eu cred că ar trebui să-ți iubești soția ca și cum cei doi ar fi una. Adică te iubești pe tine și practic o iubești pe ea. Dovada că noi toți bărbații, când vă cumpărăm cadouri, vă cumpărăm cine place nouă. Nu vă place vouă, noi toți ne jucăm cu ele. Mulțumesc, da. Eu azi la început, am venit să învăț. Și cine i-a pus microfonul? Păi nu, mi l-a dat. A, nevasta, da, am înțeles, da. Poftim? Poți să zic eu în locul lui. Zi tu în locul lui. Mai salvează-l odată. L-ai salvat la însurătoarea. Noi femeile suntem un vas mai slab și prin faptul că ei ne prețuiesc și au grijă de noi, eu cred că contează. Vă prețuiesc și au grijă de voi. Da. Și cum ar trebui, cum îl cheam pe soțul tău? Daniel. Cum ar trebui Daniel să-și arate în mod practic că te prețuiește? Petrecând timp cu mine, prin Așa. Vorbe, prin... caracterul lui, comportament, să mă ajute la diferite sarcini pe care le am. E ok, lista e lungă, scriu. Exact. Da. O vestu, da, poftiți. Prin respect. Respect. Respect cuvântul. Dând întâietate. Și tot timpul bărbatul să aibă ultimul cuvânt, am înțeles. Evanghelia după lume, capitolul 7, versetul 9. Deci eu vreau să vă spună, fraților, băieților, că după ce te însori, indiferent pe ce drum te-ai afla, când nevasta apare, dacă n-ai stop, sigur ai cedează trecerea. Ea întotdeauna este pe drumul cu... Na. Mulțumim de sfat, poftiți. Respect. Ce fain, tot îl plasează așa ca la fotbal, tot îți bune dat cu capul. Nu e obligatoriu, numai am vrut să vă dau voie să ziceți niște... Deci eram... Soția se întreține prin autoritate biblică. Eu zic să mai dai o leacă ceva explicație, că altfel nu o să-ți fie bine. Bagă acolo un PS și... Un PS? Adică, nu știu, dă o leacă de explicații, ce înțelegi prin asta, să nu... Păi supunere, na, să e soția mai, să e fie mai grav, supus. Da. Atunci mă opresc aici. Nu mai da nicio explicație, dar e ok. Da. Uite, deja le întrebă nevastă ce să zic. Bine ai făcut, în sfârșit. Cam de vreme, da, zi. Păi eu cred că ca să te întreții bine nevasta, în primul rând trebuie să dai atenție, să comunici cu ea, să o duci în vacanțe, rochi, pantofi, tot ce trece prin cap. Frate Liviu, deci de multă vreme tot zic că în biserică trebuie făcut un loc de dat cu capul. Și deci, i-ai auzit? Eu am o întrebare pentru voi, că acum o și aplaudat. E ca și la școală. Care învață, care nu, rămân la nivelul ăla de învățătura aia care se
Lasă zic eu, nu mai zice matale. Să nu se supere pe matale. Deci, oameni buni, eu sunt de acord cu rochiile, sunt de acord cu vacanțele, sunt de acord cu florile, sunt de acord cu prăjituri, dacă n-are diabet, cu ce vreți voi. Dar am o întrebare și voi v-ați prins că eu mai pun și întrebări serioase. Care e diferența între noi și păgâni? Care e diferența între mine și un ateu? Voi credeți că există atei care cumpără ochii nevestelor? Clar mai mult ca mine. Din multe puncte de vedere. Unii chiar se pricep. Ăia care nu vă pricepeți, nu cumpărați, vă rog. Unii au pe ce și alte tări. Nu, ateii nu le cumpără rochii unii. Le dau fabrica de rochii, că își permit. Credeți că există musulmani care dau flori nevestelor? Mai mult ca noi. Credeți că există confucianiști care își duc nevestele în vacanță de 4 ori pe an? Poate sunt unii care le-au cumpărat insula la neveste. Păi față de ei, dacă așa punem problema, suntem zero. N-avem cum intra în competiție cu unii din ăștia din lume, care n-au treabă cu Dumnezeu sau n-au treabă cu Dumnezeu, nu, sau n-au treabă cu religia, ăștia din punct de vedere material și financiar ne bat de ne zdrobesc. Dacă numai la asta ne rezumăm și din nefericire cam înspre asta ne îndreptăm, că să-i suflu papuci, să-i fac cu tare sau așa, fetelor, mai bine ieșați cu un păgân. Prindeați un mafiot din ăla. Și ascultați-mă, sunt mafioți care știu să respecte, poate își respectă nevasta mai mult ca orice nu. El îi împușcă pe alții, e altă treabă, dar nevasta și-o respectă, copiii respectă, cumpără tot, îi face și iahturi și tot ce trebuie. Deci dacă soția ta, soția mea, soțul tău, doar din cele pământești prinde cu noi, o, că am greșit când am făcut alegerea. Nu a dat lovitura. Cu cei mai mulți dintre noi nu a dat lovitura. Și atunci eu zic că, fără să le uităm pe astea, unde este asul nostru? Unde ar fi puterea noastră? Să le ajutăm un pic sufletește. Nu știu dacă nevestele au suflet. Sau dacă mai au suflet când s-au măritat cu noi sau au rămas numai sufletul din ele. E tare interesant, da? Dar eu cred că dacă ar fi cumva să ne lăudăm, am spune, băi, ce avem noi pocăiții? Că noi suntem pe partea spirituală, pe partea relațională, pe partea duhovnicească, pe asta. Eu mă ajut soția să se pregătească pentru glorie, pentru... De ce credeți că ei vă fac atâtea necazuri? Ca să vadă dacă aveți Duhul Sfânt, că este îndelungă răbdare, roada Duhului Sfânt. Nu ai, te pregătești, o ai rabzi în continuare. Scuzați, da. Deci, aș putea de la jumătatea asta încoace să aud și alte răspunsuri, ca să nu intru în depresie. Unde e microfonul? Jerfindu-te pentru ea, tu ca Așa, om, mă, în sfârșit. Tu ca om, ca persoană, acum fie timp, fie ca ființă emoțională, să-i ofer confortul ăsta. Unde e nevasta? Aici, lângă mine. Ești de acord cu el? Nu, nu aș fi gândit că era și culme, da? Next. Soția mea se întreține prin atenție sporită la dorințe exprimate, neexprimate sau semi-exprimate. Ar fi bine, probabil, cu sonul ăsta, că sunt aici să ajut să-l port și acasă. Sau toți bărbații. Avem vreun critic literal printre noi? Poate? Ți-ai fi dorit? Ce n-ai citit tu, Bacovia? Ai fost primul, n-aveai timp să gândești. Mulțumim, următorul. Frate, zic că atunci când a venit rândul o sora, i-ai dat un cod de a învinețit-o. Și acum o dor coastele. Ai zis, vorghește, nu? Acum zici și dumneata, cum se întreține nevasta? Biblic. Și-o respect. Așa, e bine. Ai văzut? Varianta scurtă și bună. Care e următorul? Să o iubești, să o respecti și să ai timp spiritual petrecut cu ea. Notează că ea o să țină minte.
Știi tu asta, da? Bun. Există vreo soră care vrea să ne dea vreo idee cum se întreține o nevastă din punct de vedere biblic sau... Și surorile, dacă toți suntem aici, cum se întreține biblic un bărbat? Ia câteva voluntare, repejor. Așa, de când aș... Personal, pentru mine, cel mai important e ca să creștem. E timpul de părtășie pe care îl avem împreună, în prezența Domnului. Pentru tine, dar pentru el, că e vorba de întreținerea lui. Asta lucrăm. Lucrăm. Așa. Mentenanță. Nu, că unii se gândesc numai la sarmale, la fleici, la... Bun. Cine mai vrea să zică, surorilor? Uite, sora, felicitări, da. Personal, cred că în familie trebuie să ne ajutăm reciproc să creștem spiritual, biblic. Cred că asta e năzuința care trebuie să avem cu toții. Mulțumesc. Nu s-a prins încă nicio doamnă că bărbații au nevoie de foarte multă vitamina A. Sau D. Sau C. Câți dintre bărbați pot fi întreținuți și cu aprecieri? Toți. Toți. Nu, și de ce n-ai zis? Păi a zis biblic. În primul rând, trebuie să creștem spiritual. Apoi și aprecierile, respect. Aprecierile nu sunt biblice. Supunere. Deci aprecierile nu sunt biblice. Da, dar a zis scurte cuvinte. Nu, am zis în puține cuvinte, că nu toate cuvintele scurte. Am nevoie, până mai zici o soră, am nevoie de 2-3 voluntari. Vă duceți și luați cărțile astea. O sosit și cartea... Cine? Feciorul ăla frumos, unde ești? O sosit cutia aia. O sosit? Ia-o în brațe, până îți găsești fata, ia cutia în brațe și adu-o în coace și împărțiți la fiecare familie câte o carte din asta. Nu contează culoarea. Să știi că în cazul ăsta nu intenția contează, ci ridicatul cărții. Știi, faci așa... Bun, la care e microfonul? Scuzați. Surorilor, ziceți, cu ce se întrețin bărbații? Acolo e sora, da. Spiritual, biblic, rugăciune împreună, zi de zi, post, unul pentru celălalt. Bine, eu pentru soțul, bineînțeles, el trebuie să-și facă și el partea. Cititul cuvântului lui Dumnezeu zi de zi, întrebări și răspunsuri între soț și soție din cuvântul lui Dumnezeu, să vedem care, comunicare, păi la care în, știe mai bine ce probleme avem în a înțelege cuvântul lui Dumnezeu, să vedem care are mai bun răspuns și care e cel original și care e cel corect. La litera în ar merge și încurajare. Și încurajare, bineînțeles, încurajare și luptă împreună. Luptă împreună, fiecare luptă. Da, unii au înțeles cu lupta, da. Nu vorbesc spiritual. Luptă în spiritual ca să creștem tot mai mult. Da, da, împărțiți mai mulți, așa, 2-3 voluntari care oricum ați înțepenit pe scaune. Și în momentul în care le primiți, vă rog să deschideți la pagina 178. Stai, microfonul, vă rog. Vreau microfon aici în față. Aveți, da. Da. Spune Biblia că o soție bună îi face bine în toate zilele vieții lui. Și cred cu toată ființa că pot să-mi întrețin bărbatul făcându-i zilnic bine, doar bine. Prin bunătate. Prin bunătate. Și bărbații merg până acolo că vor nevasta să le arate o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Ce sacrificiu! Mulțumesc! Poftim, frate Liviu! Sora, ce-mi amintea, ci Proverbe 31 spune că
Cine poate găsi o femeie cinstită? Zice că inima bărbatului se încrede în ea și nu duce lipsă de venituri. Ea îi face bine și nu rău în toate zilele vieții lui. Iar despre bărbat spune cuvântul Domnului Efeseni, capitolul 5. Bărbaților, zice, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Cum a iubit Hristos biserica? Ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor. Cine-și iubește nevasta se iubește pe sine însuși, căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos biserica. Amin. Amin. Dacă au mai rămas cărți? Da, dacă mai sunt și dacă cineva din familie vrea și celălalt, o să-i dați cartea, să fiți pe fază. Deci fac chestia asta foarte scurtă și revin la ceva practic. Vă spuneam că Dumnezeu în Scriptură ne prezintă principii foarte clare pentru întemeierea familiei. Dumnezeu ne prezintă foarte clar cum încetează familia. Cum încetează familia? Prin moarte. Moartea unui dintre ei. Nu există altă variantă biblică de încetare a familiei. Celelalte le putem discuta mult, dar Dumnezeu ne spune cum întemeie în familia, apoi spune ce a unit Dumnezeu. Rămâne împreună până când desparte Dumnezeu, Dumnezeu desparte prin moarte și tot ce este între întemeiere și încetare se numește cum? Întreținere. Deci asta înseamnă că tot ce ne spune Biblia să facem sau să nu facem, că e vorba de privirea noastră, că e vorba de vorbirea noastră, că e vorba de comportamentul nostru, de daul nostru sau nu nostru, atitudinea noastră, jigniri sau apreciere, totul are de-a face cu întreținerea familiei. Exact cum în Biserica lui Hristos relațiile trebuie întreținute, Hristos ne aduce în familia Lui. Hristos ne dă pacea Lui, dar apoi spune noi să păstrăm pacea prin legătura Duhului Sfânt. Hristos ne dă și apoi noi trebuie să păstrăm, noi trebuie să întreținem. Deci tot ce citiți în Biblie vis-a-vis de facem sau nu facem, are de-a face cu întreținerea relației de familie. Unii dintre noi probabil ne gândim să întreținem doar niște chestii anumite. Da? Acolo mai punem un pic de ulei, un pic de vazelină sau nu știu ce. Ascultați-mă, și mărunțișurile sunt foarte frumoase, foarte importante. Și o să vă mai spun ceva, viața nu este presărată cu multe lucruri mari. Viața este plină de mărunțișuri. Și azi nu te ocupi acolo, mâine nu te ocupi acolo, poi mâine nu te ocupi acolo și în final pică aproape tot sistemul și zici, bă, dar n-am făcut mare lucru, n-am dat cu barou, n-ai făcut mare lucru. N-ai făcut lucrurile alea mărunte care trebuia probabil făcute zilnic sau foarte frecvent. Ați deschis la 178. Pentru că sunteți oameni ai rugăciunii, uitați o sugestie de rugăciune. Doamne, folosește-mă în anul acesta pentru... A cui rugăciune este asta? A soției. Deci, la modul foarte practic, te rog lui Dumnezeu. V-am spus, dacă vreți, spuneți așa. Doamne, folosește pe vecină anul acesta pentru... Dar eu zic să vă rugați să vă folosească Domnul pe voi. Așa mi se pare mie normal și biblic. Să vă folosească pentru ce? Și acum foarte repede vreau câteva surori să aleagă o literă și să-mi spună folosește-mă pentru. Gândiți-vă la întreținerea soțului, ca soțul să funcționeze bine, să înflorească, că e a vostru. Să... Folosește-mă pentru. Ascultarea soțului. În ce sens? Să asculte el de Domnul, de tine, să-l asculți tu pe el? Bun, deci ascultarea soțului. Bun. La ce? Asta e la I. Eu am zis la ce. Da, deci la I este încurajarea soțului, primim. La litera F?
Fericirea soțului meu. Îl bagi acolo și... fericit. Bun, da la litera G, ce-ați spune? Să știți că nu e ușor. Și eu v-aș recomanda să completați cu creionul și cu litere mai micuțe primată, că primată spui ce-ți vine în minte, așa repede. Dar după asta, pe parcurs, s-ar putea să spui, băi, stai un pic, că de fapt pe soțul meu l-ar ajuta mai mult altceva. Sau, dacă unele ați completa aici, ați avea curajul să-i arătați soțului? Adică n-ar fi cinstit să spui, bărbate, eu chiar mă interesează relația noastră, viața ta și uite anul acesta ce o să mă rog eu, unde să mă folosească Domnul pe mine. Are voie soțul să șteargă, să vă dea sugestii sau nu? Să spună, mă, fată, nu de aia să te îngriji tu. Îți spun eu, dacă vrei fericirea mea, îți spun eu ce ar trebui să pui la litera M. Ce ar trebui să pună la M, fraților? Mângâiere, așa e? Nemângâiații Domnului, da? Doamne, folosește-mă la jip, folosește-mă pentru jefuirea soțului. Pentru ce? Pentru jertfirea soțului. De ce? Soțul Isaac să-l aduci ca jertfă? Asta ar vrea să ne junghe repede, da? Nu, mulțumesc, las că ne jertfim noi. Pentru judecarea soțului. Eu idei vă pot da. Pentru jelirea soțului, da. Bun, la O, cel mai ușor, cum? Cum? Pentru organizarea soțului. Tu te gândești la el sau la tine? La el, la casă, la voi, da? Da, da. Da. Uite, soara ce pentru ocrotirea soțului, folosește-mă, de ce să-l ocrotească tot alții? Nu pot fi eu un înger păzitor care să-l ocrotesc. De ce l-ai putea ocroti? De multe. Da, da, de multe. Da, da. Și la P ce-ați spune? Doamne, folosește-mă pentru pocnirea soțului meu. Pentru? Prețuire. Ah, de acolo din spate este lumină. Da? Și la Z, zidirea, dar de ce n-ai zice folosește-mă pentru zâmbetul soțului meu? Că poate unele ați vrea să zâmbească mai mult. Ajutați-i să zâmbească. Da, strânge-l de fălci, până zâmbește, bă, să ce vadă fratele Iuga. Bun, anexa 2 este rugăciunea soției în anul 2024 sau când vreți să vă rugați. Este tot a soției, Doamne, prin soțul meu. Ce ai vrea să facă anul acesta, Domnul, prin soțul tău în viața ta? Doamne, alintă-mă prin soțul meu. Nu? Nu-i bine? Nu vreți alintate? Treaba voastră. Ziceți la E. Doamne, E prin soțul meu. Entuziasmează-mă, energizează-mă, da, adică, da, ne pune un pic de vitamine în viața mea, că și așa ne ducem, suntem plictisiți, ar fi nevoie de mai multă bucurie în casa noastră. Da, și cred că și la biserică ar fi altfel dacă surorile ar fi un pic mai bucuroase, mai pline de entuziasm. Bărbaților, uitați-vă ce a scris sora. Altceva? La H. Nu trebuie să treceți la toate din prima, dar ce spune la H? Doamne, prin soțul meu. Hărnicește-mă! Nu, că toate sunt harnice, da? Hodinește-mă, nu știu, da? Păi hăruiește-mă, nu știu, acum astea la general, da? Nu, trebuie să vă gândesc. Dar la Ș, Doamne... Dar nu, unele care zici că aveți din ăștia mai energici, n-aș putea spune, Doamne, șoptește-mi prin soțul meu. Nu mai murla prin soțul, te rog, Iisuse.
că m-am săturat de urletele tale prin soțul meu, că soțul vine din partea ta, da? Ai putea să-mi șoptești, că tu știi și să șoptești. Poate ar fi bine, da? Bun. Ți? Nu râde, frate, că nu-i vorba de țintuirea pe cruce. Ei, vedeți? Teoretic, noi punem un mare accent pe rugăciune. Tot teoretic spunem că rugăciunea poate ajuta foarte mult viața de familie. Și eu cred. Eu personal cred că rugăciunea este și un mijloc de comunicare în familie. Pentru că în înțelegerea mea, dacă ești sincer cândva, când e sincer? Când te, dacă nici când te rogi bunului Dumnezeu nu mai e sincer, atunci e jale mare, da? Dar întrebarea mea este, ce ne rugăm noi unii pentru alții? Ne rugăm ceva concret? Că nu știm dacă Domnul ne ascultă rugăciunile, sunt frate, nu mi-ascultă Domnul rugăciune. Păi depinde ce te rogi. Că dacă aștepți până lovește cancerul sau până dă tramvaiul în el, s-ar putea toată viața să nu te rogi pentru vindecarea lui, că nu face Domnul asta. Dacă aștepți până nevasta să duce de cap, s-ar putea să nu se ducă de cap. Nu că te comporți bine, că e tare ea și o salvează Domnul, da? Dar sunt lucrurile astea care par mai mărunte, care sunt în fiecare zi. Dacă pe mine m-ar interesa ceva vis-a-vis de viața soției, și iubirea înseamnă lângă cuvinte și lucruri practice, poate că mi-a scrie niște lucruri foarte concrete și a spune, Doamne, uite, eu te rog să mă folosești pentru asta, folosește-mă pe mine. Ascultați, pe mine nu mă deranjează că Domnul îi folosește pe alții, pentru că lucrarea Domnului trebuie să facă. Dar eu de ani de zile mi-am schimbat rugăciunea și spun așa, Doamne, îți mulțumesc că îl folosești pe fratele Liviu, pe Iuliu, pe sora cu tare, cât de mult folosește-i, da? Am o rugăminte. Și pe mine. Păi toți pe care îi folosește Dumnezeu, știți ce îmi spun? Cred că sincer, că frate, dar nu e vorba de mine, e vorba de puterea lui Dumnezeu, e măreția lui, e bunătatea lui. Păi dacă nu e vorba în primul rând despre mine, e vorba despre bunătatea lui, chiar am curaj și spun, Doamne, așa o să spun și eu. E vorba de gloria ta, de slavă, dar folosește-mă și pe mine. Și la modul practic, nu mai îi dau eu tot de lucrul lui Dumnezeu, spun, Doamne, eu vreau să nu mai îmi jignesc soția niciodată, ajută-mă. Îmi pun niște lucruri clare pe care le am scrise, pe care din când în când le aduc înaintea lui Dumnezeu, văd dacă Dumnezeu îmi ascultă rugăciunea, în același timp ne putem ajuta unul pe altul, pentru că eu, din punctul meu de vedere, voi considera că soția are nevoie de anumite lucruri și ea când se uită, doar mă aude rugându-o, când se uită spune, băi, apreciez chestia asta că te rogi. Dar la modul sincer, nu te-ai gândit niciodată la litera U să treci asta? Spui, nu mi-a trecut prin cap. Ia că-ți treci acum, dar aș vrea să și rămână, nu numai să-ți treacă. Deci pentru mine, pentru sufletul meu, pentru relația noastră, m-aș bucura să te rogi pentru asta și să te folosească Dumnezeu pentru asta. Dacă voi credeți că s-a terminat broșura, nu s-a terminat. Că anexa 3 este rugăciunea soțului. Aha, ai văzut, frate, a? Și ce ai pune acum? Acum este, Doamne, folosește-mă în anul acesta pentru ce? Repede, bărbaților, că deja știți, pentru ce? Bărbații, ăștia sunt cu M în carte de identitate. Folosește-mă pentru ce? Alege repede o literă. Aprecierea soției, felicitări. Iubirea soției, zidirea soției. Bucuria soției. Mai sunt litere? Apreciere, trebuia să fii atent. Încurajare, și asta s-o zis, ziceți. Fericire. Sănătatea soției, pe frate, unele le termină și ziua și noaptea, știi, unii. Și după ce le termină, pe el trimite bere la amvon, soția mea crapă. Păi dacă n-ai avut grijă de sănătatea aia, tu bărbat, cine să aibă grijă? Când ajunge pe mâna medicilor e greu. Adică dacă vrei nevastă sănătoasă, ar trebui să ai grijă de sănătatea ei. Da, atunci fă un robot din toate, știi, așa, așa, roagă-te să funcționeze până îi sar bateriile. Dar e foarte important, da? Câți dintre noi vrem neveste întregi la minte?
Eram odată la o întâlnire cu păstorii, am fost de mai multe ori la întâlnire cu păstorii și o veni rândul meu să zic ceva și m-am dus și am zis, vă dați seama, la întâlnire cu păstorul, numai bărbați. Am zis că azi studiem din Proverbe, unde scrie că femeia înțeleaptă zidește casa. Mamă, toți au fost gata să ia cuvântul, să ne explice cu femeia înțeleaptă, cu toate. Zic, stați că n-am terminat. Acum întrebarea mea, ce pot face eu ca bărbatul meu, ca bărbatul ei, ce pot face eu ca soția mea să fie o femeie înțeleaptă? Le-au cam picat pixurile la unii, că au crezut că vorbim despre ele. Nu, zic, vorbim despre noi. Eu cred că femeia înțeleaptă zidește casa. Ce fac eu, ce faci tu ca nevasta ta să fie înțeleaptă, să zidească casa? Nu, no, am mai scos-o ei cu ceva, i-am mai ajutat și eu, la care unul zică, bă, Viu, în primul rând să am grijă să nu nebunească. Dar n-a fost de râs. Pentru că următoarea parte este femeia înțeleaptă zidește, iar cea nebună o dărâmă. Păi fraților, dacă eu o iau înțeleaptă și după 5 ani cu mine e bună, apoi eu mă mir că ea face ca bou când vede roșu tot acolo și zic, frate, e bună. Da, mă, dar ai luat-o sănătoasă. Asta e realizarea ta, e realizarea mea în 7 ani că e dusă cu pluta. Și probabil că unul din lucruri ar spune, Doamne, dacă s-o mărita cu mine, măcar atâta de înțeleaptă să rămână cât a fost la început. Să nu se ducă cu pluta în următorii ani, ca asta să fie realizarea mea, că mi-am înnebunit nevasta și apoi după ce o bag la nebuni, zic că iau fost, da? Ei, folosește-mă în anul acesta pentru. Fraților, pe lângă telefoane, da, și cu telefoanele, că există vreun aici care vrea să facă o lucrare pentru Domnul și se pricepe o leacă la calculatoare. Sora și-a aranjat ochelarea, am crezut că ce repede s-a oferit. Ce ar trebui să faceți? Să luați astea să le scrieți, și le dați toate pe grupul bisericii, că unii și le completează după asta direct pe telefon, știi? Cu o altă culoare și tătă ziua când deschide telefonul să roagă, Doamne, anul acesta ajută-mă pentru criticarea soției mele. Știi că el de asta are nevoie nevasta, critică, dezmembrarea soției, știu ce și-or pune ei pe acolo. Și anexa 4 care ar fi? Că vedeți, ele spun din punctul lor de vedere ce vor. Aici mi se pare mie interesant că ne intersectăm. Cărticica asta vă poate da de lucru anul ăsta că următoarea conferință va fi rezolvarea conflictelor. Ziceți rugăciunea voastră, ce ați vrea să facă Domnul prin soția voastră anul ăsta? Am înțeles, nimic. E simplu. Nu e simplu, că Domnul tot le va folosi. Dar dacă nu vreți voi nimic, o să le folosească Domnul cum vrea El. Dar dacă ar fi după voi, ce ați vrea să facă Domnul? Oricare literă? Înțelepțește-mă prin soția mea. Ia-o notat. Sfințește-mă. Dar tu vrei să te sfințești. Și ea să te ajute la... Perfect. Călăuzește-mă prin soție. Îți poate da Domnul lumină prin soția ta? Da, sigur că și ea e copilul lui Dumnezeu, e născută din nou, știe și ea Biblia, o leacă mai bine ca tine și atunci normal că îți poate da și ea un sfat în cuvântul lui Dumnezeu. Tu îl verifici. Altceva? Uh-huh. Anexa 5. Asta o dați la copii, dacă vreți. Rugăciunea tânărului. Ați vrea să facă Domnul ceva în viața voastră prin copiii voștri? Uite, eu le zic la tine, folosește-mă în anul acesta pentru părinții mei. O să vedeți ce scriu ei? O să vedeți ce vreți voi? După asta ar fi interesant să vă uitați ce vrea tânărul ca să se întâmple în viața lui prin... Apropo, test pentru părinți. Ce credeți că ar scrie copiii voștri aici? Doamne, a, prin părinții mei, ce credeți că ar vrea copiii voștri să facă Domnul prin voi? Imaginați-vă că scriu copiii și voi încerca să ghiciți. Ce ar scrie copiii voștri? Zic că râzi. Asta unde, la ce literă să o punem? La, așa, da. S-ar putea să rămâi surprins că nu o să scrie copiii asta.
Dar nu numai la, ziceți orice. Aha. S-ar putea unii copii să-și dorească, nu că nu vreau ei bonusuri, că oricum le dați, da? Și că au ei figuri în cap. S-ar putea unii copii cel mai mult să-și dorească să petreceți mai mult timp cu ei. S-ar putea unii copii să nu dorească banii voștri sau altceva, cel mai mult să-și dorească părinți. Sau dacă sunt mai mărișori, cel mai mult să-și dorească ca părinții să le fie prieteni. Cred că unii din copiii voștri s-ar bucura să vă dați seama că au ieșit de vreo 20 de ani din Pampers. Vă spun experiența mea, frate Iuga, să-ți prezint fetița noastră. Eu deja mă gândesc. Dacă nu e ultimul an la liceu, sigur e anul 2 la facultate. Să-ți prezint fetița. Vine aia, știe, mai înaltă ca maică, sau cotare. Zic, tu, ai scăpat de Pampers. Da, maică ta știe. Încă nu. Tot fetița, să-ți o prezint pe asta, în pedicata noastră, știi. Ce nu, frate, să-ți prezint. Binecuvântarea Domnului, mai deșteaptă ca noi, mai pocăită ca noi, mai frumoasă ca noi. Cred că ar fi o altă prezentare. Și cam toate sunt adevărate. Numai încă nu-și dă seama tata că ea totuși are 22 de ani, știi? Nu știți aia că s-a dus un bătrân cu un tânăr, că așa era. Bătrânul s-a dus să-l ajute pe tânăr. Și când a intrat în casă, îi zice la tata fetei, știi? Și eu am venit cu băiatul ăsta în casa asta, noi căutăm o fată de măritat. Știi, moșul tata zice, dar în casa asta nu este fată de măritat. Dar fiica s-a întoarce, dar o să de unde știi tu, tată? Ăla cred că tot în leagă nu vedea, știi, cum... Împingi, asta era de măritat de mult, numai taică să nu știa, da? Rugăciunea tânărului, sigur că e și rugăciunea părinților, folosește-ne pentru copiii noștri. Ei, da, care e rugămintea mea? E clar că familia este importantă în ochii lui Dumnezeu și va rămâne importantă indiferent cum vrem noi, da? Și Dumnezeu ne va răsplăti sau ne va cere socoteală. E clar că familia odată începută trebuie să funcționeze. Și sper să ne fie clar că funcționarea bună, biblică, nu depinde doar de Dumnezeu, ci depinde și de noi. Sunt foarte multe lucruri pe care Dumnezeu ni le cere nouă. De asta eu când aud la câte o înmormântare, sper să nu mai aud, moare sora. Că... Iisus, să fii tu soț pentru sora. Toată lumea, amin. Pe bune? Dar cum să-i fie Iisus soțul sora? Nu, Iisus o să-i fie mângâietor, o să-i fie Dumnezeu, dar nu soț. Soț îi poate fi cine? Nu, ăla nu mai poate fi. Deci soț îi poate fi numai altul, dacă vrea soț. Ăla nu mai poate fi, Domnul nu-i soțul nimănui. Și atunci, dacă vrei, spui, Doamne, mângâie-o pe sora și dacă tu crezi că dă-i un soț, mai cu multă minte decât ăla sau în fine, cum te rogi în private, altceva, da? Deci sunt lucruri clare pe care Dumnezeu nu le va face nici prin îngeri, nici prin cutare, le va face prin soț pentru soție, prin soție pentru soț, prin părinți pentru copii, prin copii pentru părinți, iar în biserică prin frați unii pentru alții. Asta înseamnă că trebuie să muncim, dragilor. Să ne punem mintea la contribuție, să muncim, să investim și să facem ca agricultorul. Semănăm surorilor toamna și când culegem? Am știut că nu știți răspunsul. Pentru că la unii bărbați nu-i ca la griu, soră. La unii sameni primăvara asta și peste vreo 20 de ani, cu ajutorul Domnului, să văd primele roade. Dar tot răsare. Tot răsare. I-am promis la o soră că o bag în conferințele mele. Povestea e lungă, că mi-a zis cineva că să mergem, hai că eram la o familie de pentecostali, hai să duc și la un baptist. No. Bă, nu sunăm, no, că nu știu ce, ne-am dus dimineața. No, poarta închisă, fratele, hai că știi unde e cheia, ne ducem ușa la casă închisă. O, că ăștia nu dorm, bate în ușă, vine fratele, ne deschide, fratele pregătea masa acolo, sora niciunde. Apare sora, în sfârșit. Zâmbăreață, așa la... Pace, frate, noi, îmi cer scuze, soră, că am venit. Nu, nu,
dar ce trebuie să mărturisesc că în ultima perioadă el se trezește dimineața, face ceaiul, cafea, pune tot pe masă. Real, nu? Deci n-am băut nimic dimineața în sensul că vorbesc adevărul, da? Și, băi, eu stau, mă uit, masa pregătită, îmi vine mie o întrebare. Soră, cam de când faci așa? Că mă gândeam dacă zice azi dimineață, era, stă soră, că de vreo 2 ani de zile? Wow! Următoarea întrebare. Soră, și câți ani de căsătorie aveți? Cred că mi-a zis vreo 62, 64, nu mai știu. Zic, soră, eu te bag în conferințe pe matale și pe fratele. Și le spun la toate surorile, este nădejde, surorilor. Este nădejde. Nu vă pierdeți nădejdea. Și uitați aici, pe bune, știți că la noi cu ridicare de mână se arată o hotărâre. Câți din bărbați vă asumați acum, înaintea lui Dumnezeu, în Sfânta Biserică, că după 60 de ani de căsătorie faceți voi ceaiul dimineața? Mâna sus! Te temi? Cum? Mă, după 60 de ani, 60 de ani ți-l face ea. Și după 60 de ani nu poți să... s-o predați el. Deci, surorilor, cât mai aveți până la 60 de ani de căsătorie? Nu-i chiar mult. Nu vă pierdeți nădejdea. Poate la unii o veni mai repede. Fratele nu aștepta până la 60 de ani, s-au zis că face cea mai tare mâncare. Face mâncare beton. Scuzați, dar am zis că mă duc la masă. Bun. El știe, nu m-au vrut să vadă dacă mă opresc eu. Deci aici s-a sfârșit prima parte.